seara aceasta avem pentru studiu învățătura despre căderea omului, despre păcat și pedeapsă. Cred că această învățătură este foarte importantă și necesară din mai multe motive, voi enumera câteva dintre ele. Dacă nu înțelegi păcatul, de fapt nu înțelegi singurul motiv pentru care ai nevoie de Evanghelie, da? Nu poți înțelege, nu poți simți, nu poți experimenta nevoia de Hristos dacă n-ai înțeles propriul păcat. Apelezi la medicament, te duci la doctor numai dacă îți dai seama că ai o boală. Acesta este singurul mod în care oamenii pot fi aduși la convingere de păcat, predicând despre păcat, predicând împotriva păcatului. Duhul Sfânt promite în Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne promite despre Duhul Sfânt în Sfânta Scriptură că una dintre primele sale lucrări este că El va convinge lumea de păcat. Nu spune că va veni Duhul Sfânt și ne va face să ne simțim bine cu privire la noi înșine, ci primul lucru pe care va face Duhul Sfânt este că ne va convinge de păcat. Nici nu spune că Duhul Sfânt este foarte interesant să ne simțim noi bine. Foarte interesat de lucrul acesta, da? Acum, dacă luăm toată metanarațiunea Scripturii, toată istoria largă a Sfintei Scripturii, de la un capăt și până la altul, vedem că păcatul joacă un rol foarte important. Aș spune chiar că Biblia nu ar fi fost scrisă dacă nu era păcat. Dacă nu era o istorie a răscumpărării, da? O necesitate de a fi recuperat omul din starea lui de cădere. Toată Sfânta Scriptură are sens, este scrisă pentru că există această mare problemă a păcatului. Da? Păcatul este sursa tuturor problemelor noastre. Probleme materiale, probleme financiare, probleme medicale, probleme relaționale, probleme spirituale, probleme morale. Există o singură sursă generală a păcatului. Această învățătură este foarte importantă și mi se pare un lucru deosebit de important și necesar și normal ca să studiem o mărturisire de credință, pentru că asta ne obligă să trecem prin toate aceste învățături, da? Și să facem un sumar al lor. Nu putem înțelege lumea în care trăim fără păcat. De ce e atâta chin în lume? De ce sistemul nu știu care, educațional, politic, etc., nu știu cum? De ce nu? Simplu, răspunsul la toate este din cauza, din pricina păcatului. Da? Nu poți să înțelegi lumea. Cred că o serie întreagă de dezamăgiri pe care noi le experimentăm în această lume vine din cauza faptului că nu credem ce spune Biblia despre păcat. Nu credem doctrina depravării omului. Și pentru că nu o credem, avem așteptări înalte la niște oameni care sunt dușmanii lui Dumnezeu. Vai, în ce direcție merge lumea asta? Dar noi încercăm să-i aducem pe oameni la cunoașterea de Hristos. Noi vrem ca oamenii să cunoască Evanghelia. Dar noi știm sigur care este direcția în care se duce lumea aceasta, pentru că înțelegem clar doctrina despre păcat. Este singurul lucru, păcatul, care îl supără în mod infinit pe Dumnezeu. Spuneți-mi un alt lucru care, în afară de păcat, îl supără pe Dumnezeu în mod infinit. Dacă Satan îl supără pe Dumnezeu sau noi îl supărăm pe Dumnezeu sau necredincioșii îl supără pe Dumnezeu, este din cauza păcatului. Din nicio altă cauză. Din cauza păcatului. Asta îl supără pe Dumnezeu într-un mod infinit. Este singurul lucru pe care zice Scriptura că Dumnezeu nu îl poate privi înaintea ochilor lui, pe care îl detestă în mod infinit. Chiar și păcatul din noi credincioși. Dumnezeu nu poate zic că pentru că tu ești credincioș și răscumpărat, mă uit la păcatul tău și zic, nu e chiar atât de grav. Nu! Dumnezeu ne iubește cu o dragoste veșnică, dar în același timp urăște în mod infinit păcatul care este în noi, în practică, în natura noastră. Tragedia despărțirii eterne de Dumnezeu, de tot ce e bine, de tot ce e frumos, are de a face cu ce? Cu păcatul. Cu păcatul, da? Și în final nu putem găsi soluții corecte chiar pentru noi credincioși la obiceiurile noastre proaste, la comportamente, deviațiile noastre comportamentale, la căderile noastre morale, decât dacă înțelegem ce este păcatul. Ca să poți da o soluție corectă, trebuie să vezi cum a funcționat păcatul într-o anumită privință. Asta e introductiv. Aș dori să citesc primul subpunct din articolul despre căderea omului în păcat, care spune în felul următor. Dumnezeu l-a creat pe om în stare perfectă și integru. Și i-a dat o lege dreaptă care l-ar fi păstrat în acea stare inițială dacă el ar fi păzit-o. Dar l-a amenințat cu moartea în cazul nerespectării ei. Cu toate acestea, Adam nu a trăit multă vreme având această stare onorabilă. Satan s-a folosit de subtilitatea șarpelui pentru a înșela pe Eva, apoi prin ea l-a înșelat pe Adam și Adam, fără vreo constrângere, a încălcat în mod voit legea creației lor și porunca dată lor de a nu mânca din fructul interzis. Dumnezeu a permis acest lucru conform cu voia sa înțeleaptă și sfântă, întrucât a fost scopul său
ca acest lucru să fie direcționat în final către gloria sa. Avem aici o discuție sau un articol, un subpunct la acest articol despre păcatul original. În istoria bisericii ați auzit dumneavoastră despre Pelagius, care a avut o problemă cu păcatul original și a fost condamnat ca eretic de biserică. A avut o problemă cu păcatul original. El spunea că noi nu preluăm păcatul prin natură, ci preluăm păcatul prin exemplu. Eu sunt om, m-am născut bun, dar am ajuns să păcătuiesc fiindcă l-am văzut pe Radu păcătuind sau pe sora Maria păcătuind. Și pentru că am văzut-o pe ea, așa am ajuns eu păcătos. Dar eu nu sunt păcătos în natura mea. Da? Eu am puterea să aleg binele, eu am o dorință spre sfințenie. Sunt păcătos doar în măsura în care imit pe altul, da? Imit păcatele altuia. Este o oroare pentru anumiți oameni să spui, nu cum zice frate păstor, că sunt niște mici păgâni copiii. Nu, copiii sunt niște ce? Îngerași! Copiii sunt niște îngerași. Toți care petrecem foarte mult timp cu copiii știm că copiii sunt foarte departe de a fi îngerași. Foarte departe. Da? Și noi credem total la depravare. Eu cred că va veni o vreme în țara asta în care protecția copilului, dacă ar auzi niște predici de ale noastre despre totala depravare și că copiii noștri sunt născuți în păcat și pentru că sunt născuți în păcat, au nevoie de un tratament foarte serios. Ei, nu noi părinții, și noi avem nevoie de același tratament, bineînțeles, dar mai, mult mai înainte decât ei, ar fi în stare să ne ia copiii. Pentru că noi credem asemenea lucruri despre copiii noștri. Da? Pe ei trebuie să lasă să se manifeste, trebuie să lasă să se exprime și așa mai departe. Păcatul originar este ceea ce stă la ceea ce constituie sursa întregii depravări care există în natură sau practică în lumea aceasta. Da? Despicăm puțin firul 4 aici la articolul acesta, să vedem ce spune mărturisirea, ce spune Biblia de fapt. Spune așa că Dumnezeu a făcut trei lucruri pentru om, spune mărturisirea. L-a creat în stare perfectă și integru. Deci el în lăuntrul lui era perfect și integru. Apropo, noi nu știm nimic despre lucrul ăsta în practică. Da? Noi n-am avut un moment în viața noastră, am fost perfect, am trăit perfect și deodată am făcut un păcat și am simțit o cădere enormă. Noi n-am avut niciodată experiența lui Adam. Când din starea de perfecțiune totală, din sfințenie, să cădem în primul păcat și să simțim într-un mod absolut detestabil împotriva păcatului o repulsie sau să simțim o depărtare, o rupere profundă de Dumnezeu. Noi n-am avut experiența aia. Noi ne-am născut în păcat. Noi bem nelegiuirea ca apa. Asta e starea în care noi venim în lume. Noi suntem din fire copiii ai mâniei ca și ceilalți. Da? Asta e starea noastră naturală. Noi nu știm cum a fost Adam în starea aceea. L-a creat în stare perfectă. 2. I-a dat o lege dreaptă, deci în el exista ceva lăuntric, prosfințenie, și ceva în exterior, un semn care arăta să continue în sfințenia aceea și mai mult l-a amenințat cu moartea în cazul nerespectării. Deci Dumnezeu l-a făcut înăuntru perfect, i-a dat un semn, o poruncă, respectă legea ca să rămâi în starea aceasta și i-a dat și o amenințare, o descoperire, ce se va întâmpla dacă nu respectă lucrul acesta. Da? Cum a avut loc căderea în păcat? Asta a făcut Dumnezeu pentru om, cum a avut loc căderea în păcat? Ia uitați ce spune mărturisirea. Satan a înșelat-o pe Eva și prin Eva a fost înșelat și Adam, da? 2. Apoi spune așa, deși a fost înșelat, spune Adam, fără vreo constrângere, a încălcat în mod voit legea creației lor și porunca dată lor de a nu mânca din fructul interzis. Da? Deci a călcat în picioare. Să înțelegem, când Adam nu a murit spiritual, nu s-a despărțit de Dumnezeu fiindcă a mâncat din pomul ăla. Acolo implicate mai multe lucruri. El a călcat cuvântul lui Dumnezeu, el a dat credit satanei, l-a făcut mincinos într-un fel pe Dumnezeu, a speculat că Dumnezeu e împotriva lui și că Dumnezeu oprește vă plăcere și vă fericire, da? Sunt mult mai multe lucruri implicate acolo, da? El a călcat revelația naturală despre Dumnezeu. El a încălcat însăși ființa lui Dumnezeu în picioare. Metaforic vorbind, nu pe Dumnezeu, că nu are nimeni cum să-l calce fizic pe Dumnezeu în picioare, da? El l-a trădat pe Dumnezeu, da? Nu doar că a luat din fructul acela și a mâncat. Nu, asta e, acolo în spate e un complex întreg de păcat sau de păcate care au fost comise direct împotriva lui Dumnezeu. Da? De asta mărturisirea face într-un fel o diferență. Zice că a călcat legea creației lor și porunca dată lor de a nu mânca din fructul interzis. Da? Asta a făcut el. Satan a inițiat păcatul pentru că el era deja căzut. Adam a încălcat în mod voit porunca dată fără vreo constrângere. Și foarte interesant, mărturisirea spune așa. Dumnezeu a permis acest lucru. Ceea ce presupune. Noi avem senzația de multe ori că atunci când spunem Dumnezeu a permis, într-un fel l-am exonerat, l-am scăpat pe Dumnezeu de acuzația că el ar fi în spate acolo la butoane. Și că el cumva e în controlul păcatului respectiv, da? Dumnezeu ce a făcut? A permis. I-a îngăduit, da? El nu are niciun fel de implicație. Dumnezeu nu m-a permis.
Întrebarea care se pune întotdeauna când folosește expresia a permis este următoarea. Dumnezeu a permis cu voia lui sau fără voia lui? Asta e întrebarea. Răspundeți, i-a permis Dumnezeu cu voia sau fără voia lui? Că nu era nimic care să-l constrângă pe Dumnezeu să zică că dacă îl constrângea nu mai era permisiune. Dumnezeu a permis pentru că așa a vrut el să permită lucrul acela. Noi suntem de acord, Dumnezeu n-a avut niciun fel de implicație în sensul de a face vreun fel de infuzie de păcat în Adam pentru că a făcut Satana lucrul ăsta. Dar Dumnezeu a permis cu voia lui ca să se întâmple lucrul acesta. Auziți ce spune? Dumnezeu a permis, conform cu voia sa înțeleaptă și sfântă, să se întâmple acest lucru, întrucât a fost, deci și-a permis, scopul său ca acest lucru să fie direcționat, da? Să fie întors, în final, către gloria sa. Și aici se vede, de fapt, cred că în articolul precedent, mărturisirea spune că aceasta nu este o simplă permisiune. Da? Dumnezeu a permis. A știut că se întâmplă și a permis. Nu? Dumnezeu a permis pentru că așa a vrut el să permită. Pentru că el a avut un scop mai mare, da? La final, și anume care-i? Gloria lui. Nu există niciun răspuns dincolo de asta. Dacă întreabă cineva de ce a permis Dumnezeu păcatul lumea, ca să-i aducă lui glorie, direcționându-ne în final spre bine. Cum? Habar nu avem. Dar asta a făcut Dumnezeu. Și cel mai clar mod în care a făcut Dumnezeu lucrul acesta a fost la crucea de la Golgota. În care Dumnezeu, loc în care Dumnezeu s-a arătat drept față de păcat, sfânt, mânios, a urât păcatul din temelie, da? Și în același timp s-a manifestat dragostea lui eternă și a manifestat bunătatea lui, mila lui, îndurarea lui, da? Deci scopul său a fost ca acest lucru, adică căderea în păcat, scopul lui a fost ca acest lucru să fie direcționat spre gloria sa. Aici se vede gloria lui Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu ar lua un lucru bun și l-ar duce spre bine până la capăt, e Dumnezeu glorios, nu? Dumnezeu bun, extraordinar. Dar când Dumnezeu, fără să aibă niciun fel de intervenție directă în producerea păcatului, ia cele mai mari grosolănii și le întoarce spre gloria lui, atunci cu adevărat Dumnezeu este un lucru extraordinar. Când Dumnezeu a luat cea mai mare crimă care să, cum îi zic, cum își găsește Dumnezeu gloria într-o fetiță care e violată? Înțeleg, nu am cum să înțeleg. Înțeleg la nivel intelectual, nu am cum să înțeleg și să simt ce se întâmplă acolo în cazul acela. Detestabil, oribil. Da, aș fi de acord cu pedeapsa cu moartea personal pentru lucrul acela. Da, dacă un om face lucrul acesta. Nu am cum să trăiesc ce a trăit fata aceea. Dar cea mai detestabilă crimă din universul acesta. Cel mai oribil păcat care a fost comis în universul acesta a fost crima făcută împotriva Fiului lui Dumnezeu. Cel mai grosolan, mizerabil, detestabil păcat din universul acesta a fost întors spre gloria lui Dumnezeu și a fost întors spre binele nostru. Acesta este Dumnezeu extraordinar pe care l-avem noi. Înțelegeți? Deci întrebarea nu este cum Dumnezeu ia lucrurile mici, păcătoase din viața noastră să le întoarcă spre bine. Nu asta este întrebarea. Întrebarea este cum a putut Dumnezeu să ia cel mai detestabil păcat din univers și să-l întoarcă spre bine. Pentru că a făcut lucrul acesta. Și dacă a făcut cu ăla, deși nu știm practic, minuțios cum va face cu toate celelalte, sigur le va face. Gloria lui Dumnezeu. Deci dacă a făcut cu cea mai mare crimă din univers, a făcut lucrul acesta, l-a direcționat spre gloria lui și spre binele nostru, cu siguranță va face cu toate celelalte lucruri. Da? Avem încredere în Dumnezeu, pentru că El poate și va face lucrul acesta. Articolul acesta continuă cu subpunctul 2, care arată efectele căderii în păcat în toată umanitatea. Uitați ce spune. Prin acest păcat, adică căderea lui Adam, părinții noștri din tâi, adică Adam și Eva, au căzut din starea lor inițială, adică de integritate și sfințenie, da? De perfecțiune. Pentru că spune, din starea lor inițială de neprihănire și comuniune cu Dumnezeu. De asemenea, aici sunt efectele asupra noastră, noi am căzut prin ei, aici o să avem o problemă destul de mare, de la această stare inițială, întrucât prin aceasta, prin căderea lor, moartea a venit asupra tuturor, toți am devenit morți în păcat și total mânjiți în toate facultățile și părțile sufletului și trupului. Observați ce au pierdut părinții noștri în primul rând. Deci părinții noștri au pierdut starea lor inițială de neprihănire și comuniunea cu Dumnezeu. Starea de neprihănire era doar un mijloc prin care ei aveau comuniunea cu Dumnezeu. Problema noastră cu păcatul este că păcatul ce face? Ne desparte de Dumnezeu. Asta e problema. Deci noi nu putem discuta corect, biblic, despre păcat decât în relație cu Dumnezeu. Altfel la fel vorbim ca oameni. O, dar eu nu m-au văzut nimeni așa, nu m-au luat de la nevasta nimănui, eu nu sunt mai bun decât tăia, când alte biserici fac așa, când lume nu știu cine face nu știu cum. E irrelevant. Noi judecăm păcatul în relație cu Dumnezeu. Problema cea mai mare a păcatului este că el a rupt comuniunea cu Dumnezeu. Păcatul ne desparte. Pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Care e cea mai mare tragedie? Pierderea părtășiei cu Dumnezeu. Cea mai mare tragedie. Asta e cea mai mare tragedie. Problema mea principală nu este cu păcatul, ci cu Dumnezeu.
cu care nu mai am părtășie datorită păcatului. Starea de neprihănire pe care ne-o dă Hristos este un mijloc prin care noi ajungem în comuniune fericită, veșnică cu Dumnezeu. Scopul este Dumnezeu, nu să ajung eu în cer. Bine că-s neprihănit ca să ajung în cer. Nu, scopul este să ajung la Dumnezeu. El a murit pentru noi ca să ne aducă la Dumnezeu, spune Petru, da? Și asta spune mărturisirea foarte frumos că au pierdut ei. Nu doar neprihănirea, ci comuniunea cu Dumnezeu, arătând importanța, că scopul final a tuturor lucrurilor este comuniunea cu Dumnezeu. Cum am căzut? Spune aici că am căzut prin ei. Cum am căzut prin ei? Mai târziu mărturisirea dezvoltă, arătând că părinții, primii noștri părinți, au fost reprezentanții noștri și în felul acesta noi am căzut prin ei, da? Și spune așa, moartea a venit asupra tuturor. Ce moarte? Aici e o problemă, nu? În ziua în care vei mânca, vei? A murit Adam în ziua în care a mâncat? A murit? Ba da, a murit. Cum? Să nu spuneți că n-a murit, că Dumnezeu zice că în ziua în care vei mânca. Unii zic, Dumnezeu nu m-a amânat moartea. Nu, în ziua în care a mâncat, a murit. A murit în trei feluri. A murit în primul rând spiritual, pentru că a fost separat de Dumnezeu. A murit fizic într-un fel, pentru că principiul morții a fost semănat din secunda aia în el și a început să decadă, da? Și a murit legal. Moartea legală înseamnă că ești deja sub condamnarea lui Dumnezeu. Cine nu crede, a și fost judecat. Este o condamnare. Suntem din fire copii ai mânia. Aia e mânia lui Dumnezeu, da? Care se revarsă peste toți oamenii care se află sub dreapta și sfânta legea lui Dumnezeu, care cere ca noi să fim condamnați. Deci este moarte fizică, spirituală și legală. Toate trei au venit asupra lui Adam într-o anumită formă, da? Și apoi spune, explică mărturisirea mai departe, că toți am devenit morți în păcat, asta e moartea spirituală, și total mânjiți în toate facultățile și părțile sufletului și trupului. Asta este totala depravare. Totala depravare nu înseamnă că suntem cât de răi am putea să fim. Totala depravare nu înseamnă că nu suntem religioși, că nu facem fapte bune, că nu putem să facem fapte caritabile, că nu putem să fim filantropi. Nu asta e totala depravare. Totala depravare spune că întreaga ta persoană, trup și suflet, și sufletul împărțit în compartimentele sale, este afectată de păcat. Nu distrusă, anihilată de păcat. Deodată ce poți raționa acum, înseamnă că nu ești anihilat. Da? Noi nu te-am ridicat din morți cândva, fizic vorbind, da? Și fiecare parte a personalității noastre este afectată de păcat. Asta înseamnă totala depravare. Din nefericire, cei mai mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă aceasta. Sub punctul 3, detalează, cred eu, una dintre cele mai problematice pentru oameni, una dintre cele mai problematice idei din Sfânta Scriptură, din mărturisire, una dintre cele mai problematice, și anume imputarea păcatului. Haideți să citim și să ascultăm cu atenție acest subpunct și să înțelegem care e problema, de fapt, pentru omul rațional. Auziți, prin planul lui Dumnezeu, ei, Adam și Eva, au fost rădăcina omenirii, fiind predecesori întregii rase omenești. N-avem nicio problemă cu asta, da? Da, au fost. Astfel, vinovăția păcatului lor, deci nu a noastră, păcatului nostru, vinovăția păcatului lor a fost imputată întregii omenii. Iar natura lor coruptă s-a transmis tuturor celor care au urmat după ei prin naștere obișnuită. Urmașii lor sunt de aceea concepuți în păcat și sunt prin fire copiii ai mâniei, slujitori ai păcatului, supuși morții și tuturor celorlalte nenorociri, spirituale, temporale și eterne, dacă Domnul Iisus nu îi eliberează. Practic, ce spune mărturisirea? Sunt două probleme pe care le avem noi datorită lui Adam. Vina păcatului lui Adam este pusă asupra ta. Cu alte cuvinte, dacă ai sta în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, ești vinovat, ai mâncat din pomul interzis. Ce? Eu sunt vinovat de păcatul lor, de încălcarea legii lui Dumnezeu, a poruncilor lui Dumnezeu, de încălcarea cuvântului lui Dumnezeu. 2. Păcătoșinea lăuntrică a lui îmi este transmisă mie acum. Noi avem două probleme majore. Unul, suntem păcătoși înăuntru și suntem condamnați de Dumnezeu. O problemă naturală cu care ne naștem și o problemă legală înaintea lui Dumnezeu. Acum, care este problema? Și aici fratele păstor ne va ajuta puțin. Care e problema? Problema este că eu sunt considerat vinovat pentru un păcat pe care l-a făcut cineva cu 6.000-7.000 de ani. Înțelegeți care e problema care se ridică? Eu, Andrei Croitoru, sunt vinovat de păcatul pe care l-a făcut cineva cu 7.000 de ani, cu care nu am nicio legătură decât că el este strămoșul meu. Eu n-am fost de acord să fac păcatul ăla, eu nu l-am încuviințat, mie nu mi-a plăcut păcatul lui, n-am fost de față, n-am știut că o să-l facă, nu am nicio tangență cu el decât că eu m-am născut din el fără să vreau să mă nasc din el.
fără să vreau să-mi asum păcatului, fără să fi contribuit. Înțelegeți care e dilema? De asemenea, a doua problemă este următoarea. Tu spui, ai putea să spui, domnule, cum să scuzăm pe Dumnezeu că a pus legea asta? Păi fii atent, tu ești vinovat pentru păcatele tale. Ok, dar eu fac păcatele mele pentru că m-am născut în păcat. Am ales să mă nasc în păcat? Ați ales să vă nașteți în păcat? V-a dat cineva ocazia înainte să vă nașteți ca să alegeți dacă vă nașteți sau nu în păcat? Deci eu nici măcar n-am opțiunea pe care o are Adam, să aleg binele sau rău. Eu m-am născut așa. Dacă îmi spui, da, dar iubești păcatul? Da, dar iubesc pentru că m-am născut într-o natură păcătoasă pe care Dumnezeu a hotărât să mi-o dea de la Adam. Păi de ce nu te întorci la Dumnezeu dacă Dumnezeu îți dă șansa? Pentru că am o natură păcătoasă care e împotriva Evangheliei, împotriva lui Hristos. Deci orice acuzație mi-a aduce-o că eu trăiesc în păcat, că nu vreau să mă întorc la Dumnezeu, că am făcut fapte păcătoase, toate astea au scuza următoare. Că eu le fac pentru că am o natură păcătoasă pe care n-am vrut-o și pe care mi-a dat-o Dumnezeu prin Adam, fără că eu să am vrut un aport la treaba asta. Da? Asta este dubla imputare care se face asupra noastră. Vina lui Adam, legal, înaintea judecătorului, este dată nouă, deși tu n-ai comis păcatul ăla. Și doi, natura păcătoasă a lui Adam ne este transmisă nouă, da? Este infuzată în noi. Fără că noi să avem vreo implicație pentru lucrul acesta. Deci s-au subliniat două chestii, că ne este dată vinovăția păcatului lui Adam și că ne este dată natura păcătoasă a lui Adam, adică avem două tipuri de reprezentări a lui Adam, două legi care stau în spatele unei reprezentări cu două părți, da? Legea organică naturală prin naștere se transmite păcatul, natura păcătoasă, și legea federală, da? El este reprezentantul nostru, legea legală, da? El ca și cap reprezentativ al nostru ne transmite vinovăția păcatului lui. S-a spus deja, da? Biblia ne arată că Dumnezeu i-a desemnat să fie reprezentanții noștri. Doi, Biblia ne arată prin legămintele pe care le-a făcut că sunt efecte asupra tuturor urmașilor lui, da? Legăminte pe care le vedem în Biblie făcut cu oameni, vedem că Dumnezeu promite efecte asupra urmașilor lor, care nu existau. Dumnezeu a trasat legea aceasta și legea aceasta se arată aplicabilă, dar o imputare asupra urmașilor în legăminte. 3. Există multe situații în Biblie când acțiunile părinților sunt asumate de către copii. De exemplu, zice Evrei 7:9, Levi care ia zecioală a plătit zecioală, ca să zicem așa, prin Avram. Avram îi dă zecioală lui Melchisedec și spune și Levi a dat prin Avram lui Melchisedec. Levi nu exista, că Levi este un fiu al lui Iacov, da? Este o reprezentare, o imputare. Zice, Levi a dat cu zeci de ani, da? Sau sute de ani înainte a dat lui Melchisedec, fără să-l cunoască, prin tatăl lui Avram. De asemenea, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, al celor ce mă urăsc. Sau 4, clar să amintiți și lucrul acesta, lucrarea mântuirii depinde de imputarea neprihănirii și infuzarea sfințeniei altuia, adică a lui Hristos, da? La fel cum vinovăția lui Adam și natura păcătoasă a lui Adam vin peste noi, la fel neprihănirea lui Hristos vine peste noi și ne se dă o natură nouă care este în conformitate cu sfințenia lui Hristos. Și al cincilea argument pe care l-aș aduce este că, practic și istoric vorbind, toată lumea asta este creată pe acest sistem al imputării. Toată lumea. Dacă un șef ia o decizie proastă, toată firma lui va suferi. Da? Dacă un tată ia o decizie proastă, familia lui va suferi. Dacă un președinte ia o decizie proastă, țara lui va suferi. Dacă un păstor ia o decizie proastă care vizează biserica, toată biserica va suferi. Da? Sunt niște decizii care ne afectează pe fiecare dintre noi. De asta suntem în biserica asta, pentru că există o lege a imputării de care fiecare dintre noi am suferit. Da? Unii iau niște decizii, deciziile acelea afectează pe toți oamenii care sunt în structura aia, că e familie, biserică, stat, o firmă și așa mai departe. Oricine ar obiecta la legea imputării trebuie să gândească puțin la lumea în care trăim, la toate sferele în care trăim, familială, socială, stat, firmă și așa mai departe, biserică. Există peste tot această lege a imputării. Efectul se spune foarte clar, urmașilor sunt de aceea concepuți în păcat și sunt prin fire copii ai mâniei, slujitori ai păcatului, supuși morții și tuturor celorlalte nenorociri, spirituale, temporale și eterne, dacă Domnul Iisus nu eliberează. Adică, ne naștem în păcat, ne naștem sub condamnare, trăim în păcat, suntem robi păcatului și suntem condamnați la moarte fizică, spirituală și veșnică. De aceea, pentru că avem două mari probleme de la Adam, vinovăția păcatului și natura păcătoasă, avem nevoie de o rezolvare în două feluri. Justificarea prin credință
când ni se dă neprihănirea lui Hristos, înseamnă abolirea vinovăției lui Adam și a vinovăției păcatelor noastre personale. Și regenerarea este ceva care are de-a face cu ceva din interiorul nostru, care înseamnă punerea la moarte acelui principiu al păcatului sau acelui virus păcătos care este noi, a naturii păcătoase sau a firii pământești. Deci sunt rezolvate două probleme. O problemă legală, dacă Dumnezeu, de exemplu, ne-ar regenera, niciunul dintre noi n-am fi mântuiți, ar fi o aberație oricum, n-am fi mântuiți, pentru că suntem vinovați de păcatele trecute și de vinovăția lui Adam, păcatul lui Adam. Da? În noi s-a rezolvat problema, avem acum o dispoziție spre Dumnezeu, dar n-avem rezolvat trecutul. De-aia când ești iert pentru vești tot trecutul. De aceea Dumnezeu trebuie să ne socotească, nu să ne facă, să ne socotească neprihăniți, este justificarea, îndreptățirea și să ne facă neprihăniți în interior prin regenerare. Da? Pune la moarte firea pământească și ne predispune către sfințenie. Aș încheia, dacă mai permiteți, doar câteva minute cu subpunctul 4, trec rapid prin el, care vorbește despre totala depravare. Este o foarte, 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 foarte mare confuzie cu privire la totala depravare. Ce înseamnă totala depravare? Te uiți în jur, vezi filantropie, vezi fapte bune, fapte de caritate, la oamenii din jur, la oameni care sunt mai buni decât pocăiți, numai dacă ar fi botezat și am aduce membrii la noi în biserică și le-am dat câte un plic cu zecială și așa mai departe. Subpunctul 4 spune așa, toate păcatele propriu zise, adică ale noastre, săvârșite vreodată, de oricine, oriunde, oricând, sunt urmare a păcatului primar, adică a păcatului lui Adam. Prin el, prin Adam, noi toți suntem lipsiți complet de capacitatea și abilitatea de a face bine, fiind împotriva a tot ceea ce este bun și îndreptați în totalitate către rău. Vreau să vă sumarizez pe scurt ce înseamnă totala asta depravare. Mărturisirea spune câteva aspecte, eu vreau să vă sumarizez suplimentar. Ce înseamnă totala depravare? Totala depravare, în primul rând, înseamnă că omul păcătos este străin de viața lui Dumnezeu. Cum spunea fratele Mihai, foarte important, nu există sfințenie în noi fără ca să am legătură cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu mă face o baterie plină de sfințenie care merge până la capăt. Am ajuns la capăt. Toată sfințenia din mine vine de la Dumnezeu, chiar dacă sunt născut din nou. Ea nu vine din nașterea din nou per se, doar din ea, ci vine în legătură cu Dumnezeu. Eu sunt născut din nou unit cu Hristos și sfințenia lui Hristos îmi este infuzată și aplicată mie, da? Eu pot face fapte morale, dar nu pot face fapte sfinte în ochii lui Dumnezeu, da? Decât dacă am sfințenie de la Dumnezeu. Eu trebuie să fiu conformat nu doar exterior unei legi a lui Dumnezeu, ci să fiu conformat lăuntric, da? De asta spune Petru că suntem făcuți părtași firii dumnezeiești, da? Deci, totala depravare înseamnă că se face ruptură între mine și sursa binelui. Dacă n-am deloc sursa binelui în mine, cum poate ceva ce fac eu să fie făcut bine? Eu am dat 10 lei. Am dat fiind legat de sursa binelui care este Dumnezeu? Nu. Nu este bun atunci. Sunt total depravat. Orice faptă bună pe care o fac este o faptă depravată, stricată în ochii lui Dumnezeu, pentru că este ruptă de sursa a tot ce este bun. Orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor. Dacă eu fac ceva bun în ochii oamenilor care nu vine de la Tatăl Luminilor, cum este în realitate? Rău, că separat de sursa binelui care este Dumnezeu. 2. Un om este total depravat dacă are o natură păcătoasă sau un principiu păcătos sau o dispoziție păcătoasă. Dispoziția și înclinația omului nu este spre bine, da? Asta se numește în teologie și în practică principiul păcatului. Ceva ce mă împinge, mă guvernează, mă direcționează spre păcat, da? Spune Domnul Iisus Hristos, poate un pom, ascultați, poate un pom rău să facă roade bune? Ce am spune noi? Păi da, uite un om bun care face fapte bune. Deci noi îl contrazicem frontal pe Domnul Iisus Hristos când spunem că există oameni morali. Uite ce om bun! Domnul Iisus a spus că un pom rău nu poate face rod bun. Păi cum? Că noi, Domnul Iisuse, nu știu ce vrei tu să spui, că noi vedem că oamenii fac. Pentru că nu înțelegi ce-i binele în ochii lui Dumnezeu. El nu are o natură bună, nu are o dispoziție, un principiu care îi guvernează bun. Deci tot ce este ieșit din viața lui este rău. 3. Și mărturisirea spune că nu există o împotrivire față de bine. O împotrivire față de bine. Dar binele care se descrie aici este un bine în relație cu Dumnezeu. Omul face bine, dar nu face un bine în relație cu Dumnezeu. Prin credința în Dumnezeu, dependent de Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, motivat de dragostea lui Dumnezeu, dând toate meritele lui Dumnezeu. Fac oamenii bine? Da. Fac cum am spus eu acum? Răspunsul este nu. Nu fac motivați de dragostea lui Dumnezeu, nu fac motivați după standardul lui Dumnezeu, nu fac pentru gloria lui Dumnezeu, nu fac în dependență de Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, prin credință în Dumnezeu, nu fac pentru gloria lui Dumnezeu. Deci sunt mulți factori care împreună constituie un cumul ce fac o faptă să fie bună. Dacă lipsesc factorii aia, nu este o faptă bună, decât în mod exterior. Da?
Deci, în noi spune, mărturisirea este o împotrivire față de bine în relație cu Dumnezeu. Împotrivirea din noi față de bine arată totala depravare. 4. Motivația. Este foarte importantă. Poți să faci absolut orice din punct de vedere exterior. Fariseii, care erau elita religioasă a vremii, erau motivați greșit. Voi face tot lucrurile astea ca să vă arătați oamenilor. Era bun? Nu, Domnul spune, morminte văruite. Stricați putreziciune înăuntru, da? Asta e totala depravare. Când motivația este stricată. 5. Extensia păcatului, care vine peste toate facultățile sufletului nostru. Mintea, conștiința, voința, emoțiile sunt afectate, nu distruse de păcat, da? Există o infuzie continuă de păcat în omul total depravat în fiecare compartiment al sufletului lui, ceea ce îl face total stricat, da? Tot ce iasă de acolo este stricat. 6. Potențialitatea păcatului. În absența unor restricții naturale, legale din lumea aceasta și a providenței lui Dumnezeu, toți oamenii ar face mult mai mult rău decât fac acum. Adică n-ar face nici măcar fapte morale. Pentru că Scriptura ne arată lucrul acesta, că există și s-a vorbit la providența lui Dumnezeu, restricții naturale, legale, care sunt ținute în toată umanitatea prin providența lui Dumnezeu, ca oamenii să nu fie cât de răi poate fi. Dumnezeu ridică câteodată restricțiile astea și ne pune mâinile în cap. Ne speriem pentru că n-am înțeles că orice sursă de sfințenie vine de la Dumnezeu și că oamenii nu sunt cât de răi pot să fie, fiindcă nu-i lasă Dumnezeu, nu că ei n-ar fi. Nu-i lasă Dumnezeu să fie cât de rău poate să fie. În noi există un cazan de nelegiuire și de păcat care e ținut în frâu de Dumnezeu. Chiar noi credincioșii am fi capabili să facem foarte multe monstruozități de care noi înșine ne-am înfiorat dacă Dumnezeu ne-ar deschide mintea după aceea. Și ne deschide. Da? Și ne deschide. Dacă Dumnezeu n-ar ține firea asta dată la moarte în continuu în frâu, am fi capabili de foarte multe lucruri. Da? Omul total depravat este potențial, poate să facă orice fel de nelegiuire. Da? Incapacitatea pe care aduce totala depravare în noi. Ăsta e șaptele aspect, da? Omul păcătos este incapabil de orice bine în relație cu Dumnezeu, da? Nu bine moral, în relație cu Dumnezeu. Și pentru că este incapabil de orice bine în relație cu Dumnezeu, este incapabil de cel mai mare bine, care este să-L alegi pe Dumnezeu, da? Să-L alegi pe Domnul Iisus Hristos. Dacă nu poți să faci niciun fel de bine, de niciun fel fără Dumnezeu, cum ai putea să faci cel mai mare bine ca să-L iei pe Dumnezeu pentru tine, da? Să-ți hotărăști veșnicia prin Domnul Iisus Hristos. Incapacitatea. 8. Orbirea pe care o aduce păcatul. Omul este orb față de frumusețea sfințeniei, a binelui, a legii lui Dumnezeu, a fericirii cu Dumnezeu. Știți dumneavoastră oameni total depravați care vă invidiază că sunteți credincioși și să înfericiți cu Dumnezeu? Nu, în ochii lor suntem niște proști. Suntem niște ratați. Mai ales dacă suntem tineri. Suntem niște ratați în ochii lumii. Ei sunt orb complet la frumusețea vieții trăite cu Dumnezeu, la fericirea cu Dumnezeu, la binele care vine din Dumnezeu. Da? Ei sunt orb la lucrul acesta. Motiv pentru care orbirea aceasta stă în spatele detestării binelui și în special a celui mai mare bine, care este Evanghelia. Hristos. Asta e cel mai mare bine, da? Și 9, faptele păcatului arată totala depravare, da? Tot ce facem noi în faptă, vorbă, gând sau atitudine este păcătos, repet, în relație cu Dumnezeu. Orice este păcătos în relație cu Dumnezeu. Dacă el mănâncă un măr în independență de Dumnezeu, nu pentru gloria lui Dumnezeu, da? Nu trăind după standardele lui Dumnezeu, viața lui fiind guvernată de principiile alea, mâncarea acelui măr este un păcat. Asta înseamnă totală depravare. Orice face om, orice gând care trece omului prin cap, este păcătos în ruperea lui de Dumnezeu. 10. Percepția păcatului, da? Percepția păcatului. Conștiința omului mort în păcate dă semnale. Dar dă semnale slabe, distorsionate, deseori greșite și cu trecerea timpului mai vagi, mai slabe și mai confuze, fără niciun fel de reacție. Conștiința omului nu are o reacție naturală la cuvântul lui Dumnezeu, la Evanghelie. Când conștiința omului care ea are niște semnale, aude Evanghelie, ea prin sine însuși nu dă un semnal pozitiv la nimic spiritual până Duhul Sfânt vine și o străpunge. Au rămas străpunși în inimă când s-a predicat Evanghelia în puterea Duhului Sfânt și atunci au întrebat fraților ce să facem. Până atunci reacția este una de împotrivire. Ai, după aceea, imediat după aceea în Cartea Faptelor Apostolilor, niște oameni care scrâșnesc din dinți pentru că zice îi tăia pe inimă, nu le-a fost străpunsă inimă, îi tăia pe inimă. Asta e reacția omului la Evanghelie. E o nebunie, e o prostie. E o pricină de potignire. Asta e reacția naturală. Conștiința e atinsă. De asta a pus mâinile pe pietre să omoare. Dar conștiința este împotriva. Da? Este împotriva lui Dumnezeu. Și în final, totala depravare se sfârșește, bineînțeles, în veșnicie, când starea omului nu se va schimba. Auziți foarte des această portretizare, un fel de oameni născuți din nou în veșnicie, care în iad regretă, le pare rău, strigă, ar vrea, plâng, își doresc să fie în cer cu Dumnezeu. Nu există așa ceva.
Deci, nu, în iad vor fi toți oamenii, vor vrea să scape de chin. Dar nu există niciun om în iad care să-și ceară iertare de la Dumnezeu, care să fie regenerat, care să aibă sensibilitate față de păcat, care să iubească sfințenia lui Dumnezeu, frumusețea raiului și frumusețea chipului lui Dumnezeu care se găsește în credincioși. Nu există. Da, vor urâ chinul, dar vor urâ în același timp pe Dumnezeu. Da? Omul total depravat va ajunge în iad și va rămâne total depravat. Nu va fi regenerat acolo. Cam atât pe seara asta.